Iubiții mei, sunt atât de fericit să continuăm călătoria împreună către un ideal atât de frumos ca acesta pe care Dumnezeu îl așează înaintea noastră și anume dorința de a avea această viață din belșug care este în Domnul Isus Hristos și dorința de a fi părtași, de a avea parte de zile bune. Am învățat noi că această ofertă a lui Dumnezeu, este însoțită de condițiile acestea. Nu acestea constituie prețul. Prețul a fost plătit la Golgota. Este prin har. Fără discuție lucrul acesta, pentru totdeauna. Dar sunt niște condiții față de care și care deosebesc pe oameni uh, uh, stânga și dreapta. Toată lumea ar zice, uh, eu doresc viața și aș vrea să vă zile bune dar nu toată lumea ar fi gata să urmeze traseul pe care a spus Domnul, mergi pe aici, iată drumul, mergi pe el. Astfel că am vorbit în prezentările precedente despre cea din tâi condiție. Cine e omul care vrea așa ceva? Numărul unu, păi eu, eu sunt bun. Să-ți înfrânezi gura, să ai control asupra cuvintelor tale. Și a spus Iacov, dacă ai control asupra cuvintelor tale, vei controla întreaga ta ființă. De acolo vine totul. Acolo este cum s-ar zice, contactul general. Acolo se găsește. Al doilea lucru a fost frânare și desfrânare, în care am învățat despre ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu: fugi de poftele tinereții, stai departe de astfel de lucruri și trăiește acel fel de viață pe care Dumnezeu ți-o descopere ca fiind cea mai bună pentru ființa ta. Și al treilea pas la care mergem acum și cu care o să încheiem această micuță incursiune din Psalmul 34, din această ofertă a lui Dumnezeu pentru anul în curs, versetul 14, în care ni se spune Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, care încheie seria lucrurilor privitoare la marea ofertă a Harului Lui Dumnezeu. Cuvântul Său Sfânt s-a dovedit nu într-un caz, ci în istorie, în nenumărate cazuri. De-a lungul secolelor s-a dovedit de neînvins cuvântul Lui Dumnezeu și s-a dovedit că oricu ce ar veni un om, nu poate să aducă ceva mai bun decât a oferit Dumnezeu el însuși întrebând ce credeți că mai puteam să fac și n-am făcut. Astfel că astăzi învățăm împreună despre cheia împărăției cerurilor, cheia pe care noi o, de care avem trebuință la poarta cerului. Lucrul acesta este destul de important. S-au folosit diverse ilustrații, tradiții, Petru are cheile și așa mai departe, dar cheia aceasta nu e dată doar lui Petru ci este cheia încredințată fiecărei ființe umane, așa cum găsim, de fapt, în epistola către Evrei, la capitolul 12, versetul 14. Aici găsim că nu există excepție. Nu poate veni cineva să folosească cheia să descuie pentru mine. Nu. Dumnezeu vrea să-mi dea cheia mie în viața aceasta și când voi fi în fața porții lui Dumnezeu, adică a încheierii călătoriei mele pe Pământul acesta în fața destinului meu veșnic, cheia aceasta pe care mi-o dă el, despre care vorbește cartea Apocalipse, eu țin cheia aceasta, spune Mântuitorul nostru, cheia aceasta e parte din ființa noastră. De ce? Pentru că noi suntem în Hristos Iisus. Suntem în acela care are cheia. El este cel care ține cheia aceasta. Mergem la versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nici Sfântul Petru, nici Moise, nici Daniel, nici Noe, nici Iov, nimeni, nimeni, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Acesta era textul nostru care încununează oferta aceasta nemai auzită a lui Dumnezeu. Urmărește pacea, mergi după ea, urmărește pacea aceasta în tot ceea ce faci și oriunde trăiești. Acesta este semnul, pacea sufletului, este semnul că l-ai ascultat pe Dumnezeu și ai mers în căile Lui. Dacă sufletul este tulburat, dacă simți dezacord între tine și Dumnezeu, în, în cazul acesta nu am ajuns acolo. Rezultatul, semnul, iată semnul că am primit cu adevărat oferta vieții și a zilelor bune a Lui Dumnezeu, este pacea sufletească. Urmăriți pacea cu toți. De ce să fac cu... Eu aș vrea să fie cu toți, fără de care nimeni. Deci nimeni, nimeni. Eu aș vrea să fie cu toți, dar uite că nu toată lumea este așa. Și exact cum spune David în Psalmul 120 cu versetul 7. El spune, zice, eu sunt pentru pace. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc, ei sunt pentru război. Asta este. Eu nu pot să fiu în locul lui, dar pot să fiu în locul meu. Niciodată Biblia nu mi-a cerut mie răspuns pentru o atitudine a fratelui meu. Nu. El va răspunde de sine. Fiecare va da socoteală de sine înaintea lui Dumnezeu. Dar eu sunt chemat ca, indiferent cum se comportă fratele meu, indiferent pentru ce se pregătește el, eu să rămân credincios lui Dumnezeu până la capăt. Să rămân în pacea lui Dumnezeu. Să urmăresc pacea. Tot ce ține de mine ca ființă. Sigur că nu există cineva fără lipsuri între noi. Unul singur e de plin, acesta este Mântuitorul. Dar, în limitele noastre, avându-se în vedere ce are un om, nu ce n-are, în limitele noastre, în adâncul conștiinței și cugetului nostru, trebuie să urmărim pacea cu toți. Absolut cu toți inclusiv cu cineva care se pregătește de război din fiecare vorbă care, care, poate să o audă. Nu ești tu responsabil pentru fratele tău. A venit cineva mai în vârstă și se chinuia, nu, vrea, nu putea să ia sfânta cină, că uite ăsta nu vrea să se împace cu mine. Și m-a rugat de el și în genunchi m-a rugat de el să se împace cu mine și nu vrea. Și am spus, cine te-a învățat să faci așa ceva? Cine te-a învățat pe tine că tu ești de vină pentru fratele tău? tu ești în dreptul tău. Ți-ai făcut partea. Tot ce am știut, am făcut atât, a poftiți înainte. Lasă pe fratele tău să dea răspuns lui Dumnezeu personal. Tu nu ești dator și responsabil pentru lucrurile acesta. Urmăriți pacea cu toți, nu prevede ceea ce aproapele meu înțelege sau vrea să facă. Nu, nu prevede lucrul ăsta. O prevede inima mea care trebuie să fie deschisă și să urmărească numai pacea niciodată vreun fel de uh, conflict sau tensiune destructivă cu privire la aproapele meu, nici măcar un cuvânt, nici măcar o privire, vom da socoteală de orice vorbă care a descurajat pe cineva de lângă noi, nici atâta, niciodată, niciodată nu-i da prilejul acesta. Aceasta este cheia. Vrei să vezi zile bune, spune cuvântul lui Dumnezeu? Vrei să fii părtaș la ele? Vrei, uh, vrei să ai parte de viața din Biașug? Urmărește pacea, umblă după ea, luptă și lucrează în direcția ei în tot ce faci, în tonul tău, în adâncul sufletului tău. Trebuie să nu existe niciun fel de miasmă a răutății și a, a distrugerii prin... Haideți să-l omorâm prin cuvintele noastre, cum a vorbit ei. Nu trebuie să existe nimic de felul acesta. E cineva în postul... Nu, nu cunosc pe nimeni. Nu cunosc pe nimeni care este aici, în locul acesta. Unul singur cunosc în care, despre care Biblia spune vine stăpânitorul veacului acesta, dar în mine nu găsește niciun fel de tendință spre răutate sau spre război, cum spune aici în textul nostru. Nu găsește nimic în mine. Eu nu sunt acesta. Eu sunt în el. Eu sunt în acela în care cel rău nu găsește nimic. Stăm înaintea lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Eu sunt pentru pace scrie cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 120. Răspunsul depinde de fiecare dintre noi, dar dacă este cu putință, ne îndeamnă Biblia în Roman 12, dacă este cu putință, având în vedere că lucrul acesta depinde de voi, atârnă de tine, trăiți în pace cu toți oamenii, inclusiv cu Nero, care, da, eu nu am în sufletul meu Nimic împotriva lui Nero. Eu nu am nimic. Judecătorul lui nu sunt eu. Atâta timp cât eu nu sunt mântuitorul lui sau al lui Hitler sau al lui Mao sau al oricărui alt om, atâta timp cât eu nu sunt mântuitorul, eu nu pot să fiu judecătorul. Eu eram în locul omului acestuia dacă nu era Dumnezeu. Dacă s-ar retrage din viața mea influența Duhului Dumnezeu, eu aș și mai rău decât omul acesta. Ca atare, nu pot să judec decât dacă am capacitatea de a mântui. Or singurul care poate să facă treaba aceasta este mântuitorul nostru, de aceea Biblia spune judecata a încredințat-o lui. Tu nu ești dator cu altceva față de aproapele de tău, dacă vrei să ai parte de zile bune, tu nu ești dator cu altceva decât cu dragoste. Așa scrie Biblia, să nu datorați nimic altceva decât dragoste fiecărui om. Dacă este cu putință, pentru cât atârnă de voi, ține de tine lucrul ăsta, revin spunând nu inima aproape lui inima ta, ține de tine lucrul ăsta, de alegerea sufletului tău, pentru cât atârnă de tine, trăiește în pace cu toți oamenii. Absolut cu toți oamenii. Ați observat ce, ce multă frământare este uneori. Chiar au fost persoane la patul unei doamne muribunde și Uh, insistau și o rugau să se împace cu cine avea dumnea ei probleme. Nu s-a putut face lucrul acesta. Puterea urii a fost așa de mare încât i-a înclăștat sufletul și a murit în ghearele urii. Pe, nu departe de satul natal al soției a venit această văduvă în vârstă la patul muribundului și și-a cerut iertare de la el pentru ceea ce n-a făcut niciodată. Ea n-a făcut niciun rău, dar și-a cerut ea iertare de la el, iar el a mărturisit cu ultima suflare pe care a avut-o că nu o iartă și a murit în neiertare. A murit în neiertare. Dar Biblia spune, întrucât atârnă de voi, voi ocupați-vă de inima voastră. Nu lăsa vreodată ca înclinația, emoțiile tale, amintirile tale, manifestările eului tău să se așeze în calea făgăduinței acesteia mari a lui Dumnezeu, cine, cine dorește viața și vrea să aibă parte de zile bune. Nu lăsa ca așa ceva să se așeze vreodată. Nu-i da prilejul să crească, nu da prilejul urică, ura nu stă pe loc, deci față de fratele tău. Îndată ce simți o rezervă sau o tensiune în sufletul tău împotriva fratelui tău, rezolvă repede Împacăte-te pe drum până să ajungi la judecată. Din ce cauză? La judecată nu mai ai nicio putere. Deci, poetul Vasile Militaru spune despre lucrul acesta și este aplicabil la orice. Patima când se strecoară în sufletul bietului om, fără greș se poate spune că ai doma cu un pom. Și înfige rădăcina tot mai mult în sânul umii, vrând cu umbra să cuprindă, dar putea tot largul lumii cât e pomul însă verde, coaja verde, frunză rară. Doar să vrei și într-o clipită din pământ îl smulgi afară. Dacă însă îl lași să crească și a ajuns copac în toi, nu-l mai smulgi din rădăcină nici cu 20 de boi. Asta scrie cuvântul lui Nici neprihănirea nu stă pe loc. Asemănarea noastră cu Domnul Hristos crește ca o floare sfântă, ca un spic spic verde, apoi grâu în spic, apoi grâu de plin în spic. Este un proces de greșe, dar la fel crește și rău. Crește grâul, dar crește și neghina în același timp. Și cuvântul lui Dumnezeu la aceasta ne cheamă. Atârnă de voi treaba aceasta cu privire la ceea ce se întâmplă în inima voastră. Și cum să atârne de noi când eu văd în mine altă lege care luptă împotriva mea, adică știu teoretic, dar văd în mine altă lege. Nu e nicio problemă. Ia această inimă după alte lege și adu-o mare lui doctor al sufletului tău, lui Dumnezeu. eu sunt Domnul care te vindec de așa ceva. Dumnezeu nu va întreba pe nimeni dacă a avut o inimă rea și neiertătoare sau necredincioasă, ci va întreba dacă a dus inima aceasta la marele medic. Va întreba dacă a vrut să primească o inimă nouă, așa cum a promis Dumnezeu, vă voi da o inimă nouă. Oam, omul se frământă și se măsoară după ceea ce face sau nu face el legat de inima lui, nu după ceea ce a oferit Dumnezeu, vă voi da o inimă nouă, uită de lucrul acesta și deodată și aduce aminte tocmai la capăt de drum și își dă seama că singurul lucru care trebuia făcut pe acela nu l-a făcut. Sunt oameni care depun eforturi serioase, strâng din dinții, își țin gura, stau închiși în casă, ca să nu mai vorbească, fac eforturi în direcție. Foarte bine, este un pas incipient, este un lucru bun. Dar nu la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. El ne-a chemat la altceva. Ne-a chemat să uh, uh, voi scoate din ei inima aceasta de piatră. Nu, nu trebuie să o scoți, o țin eu sub control, o țin eu sub stăpânire. Nu, no, nu poți. Nu poți, că ești tot tu. Tu ești acela care face aceste lucruri. Totul. Și deci aceeași forță cu pozitiv și negativ de zero, adică nimic. Nu se întâmplă despărțiți de mine, nu puteți face nimic vă voi da o inimă nouă. Atârnă de voi. Trăiți în pace cu toți oamenii. Da, nu pot să-l conving pe aproapele meu să nu să războiască, să nu caute ceartă la orice pas, dar versetul 19 din Roman 12, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri. Nu înseamnă că eu, da, așa este, eu nu pot să îndrept pe aproapele meu, nu pot să mă îndrept nici pe mine. Dumnezeu mă îndreaptă dacă vin la el. Dar Sfatul lui acesta este: nu te răzbuna singur. Nu răspunde cu aceeași vorbă. Am văzut ce nenorociri s-au putut întâmpla atunci când omul a intrat în dialog cu un rău despre care știu că nu există. De curând am văzut un conflict pastoral groaznic și denunțul unui cetățean era de așa natură că să facă lumea să fugă în pustiu Sahara când era vorba de și nimic nu era adevărat. Iar omului Dumnezeu a făcut grava greșeală de a ieși în întâmpinarea lui. Vă duceți aminte de regele Iosia? Biblia îl declară ca un om foarte credincios. Dar când a venit faraon Neco din Egipt, Iosia iese în față. Faraon îi spune ce cauți aici. Ce cauți aici? Du-te înapoi, nu se poate așa ceva. Nu, el a ieșit în față cu război și Iosia, regele bun, acest rege bun a fost omorât. A fost omorât chiar acolo. El era chemat nu să biruiască răul, era chemat să nu intre în luptă cu acest rău. Nu, ăsta avea cu totul și cu totul altă destinație. Și am văzut această grozavă nenorocire. Nu, nu intra în dialog cu răul, de niciun fel. Nu. Dacă știi că lucrul ăsta nu are legătură cu viața ta, mulțumește lui Dumnezeu, bucură-te în sufletul tău, că e neadevărat lucrul acesta. Așa spunea Mântuitorul. Când vor spune un, cineva, o vorbe rău și neadevărate, bucură-te că nu e așa și atâta. Nu te duce înapoi să încerci tu să lupți, să convins, să demonstrezi, să aduci doveze. Păi când ai făcut așa ceva, ai scârpinat pe cingine aceasta și ai făcut atâta. Nu e cazul. Nu e cazul. Uitați-vă la Mântuitorul nostru care se tăia și tăcea în fața unor. Tu ești așa, tu faci așa, tu ai spus așa. Niciodată n-a răspuns la acest lucru. Era ceva? Când, când, el a spus, vine satana și nu găsește nimic în viața mea, ce să găsească acest caiafa sau Ana? Nu n avea acum. Nu era nimic acolo din, dintre ceea ce vorbea. Martorii mincinoși a venit repede acolo, a angajat, le-a dat pe de sus acolo, trei lei, cinci lei, bagă acolo, zic că ai auzit una și alta. Nu se potrivea deloc mărturia lor. Iisus nu se ridică să intre în dialog cu acești martori mincinoși. Mărturia lor mincinoasă era evidentă tuturor. și dacă cineva Vrea să cumpere produse de-astea, treaba dumnealui, dar nu e obligat nimeni să cumpere așa ceva. În primul rând, Mântuitorul nu s-a simțit obligat să cumpere aceste cumplite lucrurile și neadevărate care au fost puse în prezența Lui. Acestea sunt temeliile păcii la care ne cheamă Dumnezeu pe noi, care este una din condițiile împlinirii făgăduinței acestea a Lui Dumnezeu, dacă dorește cineva această viață din belșug și vrea să vadă zile bune, nu vă răzbunați singuri, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Să arăt eu ție sau să o să fac eu mai rău de... Nu e pentru omul lui Dumnezeu așa ceva. Astea sunt discuții dintre om, un om pământesc firesc drăcesc cu alt om pământesc firesc drăcesc. E o discuție pe orizontală de la păcat la păcat. Și care nu face altceva decât să înmulțească numărul victimelor păcatului acestuia, după aceea implică familia, după aceea implică biserica, după aceea. Și mulți vor fi întinați, scrie Sfânta Scriptură, când acești lăstar de amărăciune vor ieși de undeva. Nu, nu face lucrul acesta. Lasă pe Dumnezeu să opereze. El care știe adevărul despre tine. Nu ești fericit că Dumnezeu știe acest lucru despre tine. Nu ești fericit că e neadevărat lucrul acesta bucurați-vă că este neadevărat, că ar fi putut să fie adevărat așa ceva. Și atunci lucrul acesta ar fi mers până departe în rău. Dar acum, indiferent ce rele groaznice s-ar putea vorbi în momentul când sunt neadevărate, ele nu fac altceva decât să arate ce ar fi dorit diavolul să facă din tine, dar nu, nu a mers. Și atunci încearcă cu vorbe goale, care nu au nicio acoperire, încearcă să facă lucrul acesta. Dar tu, ca om al lui Dumnezeu, lași lucrul acesta în mâinile lui Dumnezeu. Nu intri în niciun fel de dialog cu răul. Nu te lăsa biruit de rău. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine, adică e cea de-a doua parte. O, nu, nu, nu mă las biruit de rău, rezist. Nu. Treci la ofensivă, adică fă bine. Versetul 20. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, vine prilejul sau ocazia. Dacă este sete, dă-i să bea. Dacă vei face lucrul acesta, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Auzi cum îi arde capul, îți dai seama să-i niște jar în cap. Cum o fi bietul? Ah, nu, nu e vorba despre asta. E vorba de cărbunele aprins care a atins buzele lui Isaia și acum păcatul este curățit și ispășit pe această cale, Dumnezeu va curăți, va limpezi mintea, conștiința ființei care este înșelată de diavol, făcută să creadă lucrurile acestea rele și neadevărate. Sunt oameni care sunt convinși total. Cum era Saul convins de David când n-a venit la masă, sigur e necurat. Ăsta am luat cu cineva azi noapte, a făcut ceva. E necurat, sigur, a zis, sigur? Păi ai vorbit cu el? Nu, n-am vorbit cu el. Păi da, a spus Domnul Hristos, du-te la fratele tău întâi. întreabă dacă e așa. Frate, e necurat cumva? Ai îmblat cu cineva sau s-a întâmplat ceva? De ce? Cum de n-ai fost acolo? N-ai vorbit cu fratele tău? Du-te întâi la fratele tău. Câte biserici au fost tulburate, întâlniri de ale slujitorilor bisericii pe baza unor lucruri care niciodată nu au fost vorbite cu persoana. Niciodată o biserică n-ar trebui să primească așa ceva și este din partea unei biserici sau a unui pastor sau a unui slujitor al bisericii, este un act de revoltă și de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu când ascultă pe cineva cu privire la altcineva în timp ce acesta n-a vorbit niciodată cu persoana. Nu, este o revoltă. Frate, dacă eu aș primi mărturia aceasta atac și tu nu ai vorbit cu această persoană, eu m-aș ridica împotriva cuvântului Dumnezeu. Nu este cazul. Dacă vrei să ajuți cu adevărat, du-te la fratele tău și vorbește cu el. Ști ce scrie acolo și fă lucrul acesta. Iubiții mei, pacea cu toți nu este o operație simplă și ar trebui nimeni să nu ia ușurate ca acest lucru. Necesită o luptă serioasă. Necesită o permanentă viețuire în prezența lui Dumnezeu și învățați de la mine, spune Mântuitorul, că sunt blând și smerit cu inima. Luați jugul, vostru, jugul meu asupra voastră Păi acesta este într-adevăr un jug. Este, este, greu. E mult mai ușor să-ți dai drumul gurii, e mult mai ușor să răspunzi răului cu rău, e mult mai ușor să răspunzi vorberele cu vorberele. E, e firesc, e natural lucrul acesta. Dar Dumnezeu este, duhovnicește, este, cu perspectiva aceasta frumoasă să ai parte de viața aceea din belșug, lucrul acesta e un urcuș destul de greu. Ferice de omul care urcă în drumul acesta trasat de Dumnezeu. Drumul păcatului este mult mai greu, mult mai greu de urcat, mult mai groaznic. Așa cum și uh, citeam de unezi și știți cu toții, păcatul te va costa mult mai mult decât ai gândit. Te va ține mult mai mult decât ai plănuit și te va duce mult mai departe decât te-ai aștepta vreodată în viață. Să nu gândească cineva că doar neprihănirea uh, costă cumva sau este un jug, este o greutate. Nelegiuirea este un jug mult mai groaznic mult mai groaznic decât acestea. Și dacă este greu să înfăptuim neprihănirea, să vezi ce înseamnă să înfăptuim nelegiuirea. Iubiții mei, Dumnezeu trebuie luat pe cuvânt. El trebuie luat pe cuvânt. Nu are nevoie nimeni să verifice în practică dacă aceste lucruri sunt adevărate. Din potrivă, în afară că nu te răzbun singur, treci la pozitiv. Împlinește și dă, dă curs Ocaziei pe care ți-o dă Dumnezeu de a sluji aproape de ca să poată veni asupra conștiinței lui cărbunele aprins care va curăți. Nerejirea ta este curățită. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește rău prin bine, pentru că spune Iacov în capitolul 3, versetul 18, roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Fericiți, a spus Mântuitorul, împăciuitorii. Oamenii care, și împăciuitor nu înseamnă doar cel care reconciliază oameni, cum mai mediem noi în familie sau între prieteni, între frați. Nu. Împăciuitor este, în primul rând, omul care împacă sufletul lui cu Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Poți să împaci pe altcineva câtă vreme tu nu ești împăcat cu Dumnezeu. Dacă noi ne-am împăcat cu Dumnezeu în lumina cuvântului acestuia, imediat, așa scrie Scriptura, roada neprehănirii se va vedea. E semănată în pace pentru cei ce fac pace. Altfel drumul nu duce. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. În 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 3, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată. Ce spune lucrul acesta? Sigur că pace și liniște pare pozitiv, dar întrebarea este, ai urmat calea lui Dumnezeu? ai ascultat de ceea ce ți-a spus el, că poți să zici pace și liniște și cineva poate să spună, Dumnezeu este o ființă de apreciat, uite, are idealuri înalte, are cutare, uh, ar, ar fi de apreciat. Nu, marea întrebare este alta. Marea întrebare este, dacă Dumnezeul păcii te-a condus pe calea aceasta a păcii sau, și asta e ceva firesc sau pământesc, oamenii ăștia când vor zice pace și liniște, fără Dumnezeu, o prăpădenie neașteptată va veni ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Aș dori să urmărim izvorul acestei stări a sufletului nostru, părtași de fire dumnezească și oameni care iubesc viața și vor să aibă parte de zile bune, așa cum este scris în 1 Petru 1 cu 2, sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea, cu sângele lui Hristos. Cheia. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Păi cine poate spune mi-am curățit mâinile, am lucrat în credincios, ți-e și rușine. Eu nu, eu nu pot să deschizi gura să spui astfel de cuvinte. Iov care așa era într-adevăr, nu era pe pământ nimeni ca omul ăsta, dar totuși nu mai era pe pământ nimeni atât de mizerabil ca el când și-a dat seama unde este neprihănirea lui în lumina neprihănirii și frumuseții lui Dumnezeu și a zis, e scârbă de așa ceva. Păi parcă ți era drag, parcă ziceai că niciodată ochii tăi și gândurile tale și cât ai zis tu acolo și ai spus, nu, nu vreau să mai aud de așa ceva. Păi n-ai văzut strălucirea și frumusețea lui Dumnezeu când, când, te privești pe tine și vezi, vezi lucrul acesta. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Urmăriți Sfințirea. Cum să fac, Doamne, că văd în altă lege, văd alte porniri. Am înțeles lucrul acesta. Sfințirea nu este lucrată prin spinarea ta sau prin mușchii tăi sau prin nu. Sfințirea este lucrată de Duhul Sfânt. Întrebarea lui Dumnezeu nu este dacă ai fost sfânt sau nu, ci dacă ai primit sfințirea. Iar dacă ai primit sfințirea aceasta lucrată de Duhul Sfânt, e dar lucrul acesta al lui Dumnezeu, ea s-a manifestat în tot ce ai trăit tu în viața ta pe pământ. Iată semnul că ai primit darul sfințirii care este lucrată de Duhul lui Dumnezeu. Niciodată nu trebuie să fim la dispoziția împrejurărilor. Sfințirea lucrată de Duhul Sfânt este ceva atât de statornic, atât de durabil, este ceva care rămâne, e neschimbat ca acela în care nu e schimbare. Sfințirea aceasta lucrată de Duhul Sfânt nu recidivează. Nu recidivează. Dacă omul se întoarce de la sfințirea aceasta, el cade mult mai jos. E, uh, gândește un om că se întoarce la starea din tâi. Nu. No. Este mult mai rea decât starea din tâi, bin șapte, diabol plus unul. Când un om uh, leapă de sfințirea aceasta lucrată de Duhul Sfânt. Dar sfințirea de felul acesta e de așa natură încât ea nu e la dispoziția elementelor. La dispoziția prejurilor sau oamenilor sau situației când am bani sunt fericit, când am mâncat sunt fericit, când sunt flămâns sunt nervos. Nu, spiritul, sfințirea lucrată de Duhul Sfânt nu depinde de lucrul acesta. Ați observat în Genesa că frații lui Iosif nu-i pot spune nicio vorbă prietenesc. De lucrul acesta nu este un, un, un lucru simplu. O vorbă prietenească, scrie Cuvântul lui Dumnezeu, înveselește sufletul, dar neliniștea din inima omului îl doboară. Și frații lui încercau să pună această neliniște în el. Dacă nicio vorbă nu-i puteau spune, nici bună ziua, nici vai ce bine ai făcut lucrul acesta, bine că ai venit cu mâncare la noi sau uh, ce frumos îți stă rochia asta, haina asta dungi făcută de tata și așa mai departe, nicio o vorbă prietenească nu puteau să-i spună. Iosif însă are în el Duhul lui Dumnezeu, e Sfințirea lucrată de Dumnezeu și el niciodată nu răspunde fraților lui, în același fel. Nici el nu spune nicio vorbă prietenească, nici tu nu spui, nici eu nu spun. Păi s-a mulțit numărul celor care vorbesc dușmănește. Și el, așa cum scrie Sfânta Scriptură despre Mântuitorul, noaptea care a fost vândut, a luat o pâine. La fel Iosif a luat hrană și a plecat la frații lui care nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Absolut nicio vorbă prietenească. Dar în momentul în care nu spui nicio vorbă prietenească, spui una dușmănească. Nu există gri această zonă tot predată de unii oameni sau bănuită sau de unii oameni cum că eu nu, mă, eu nu sunt nici așa. Nu există griul acesta, frate. În momentul în care nu spui nicio vorbă prietenească, ai spus o vorbă dușmănească. Atât. acesta este drumul. El nu a răspuns cu altă vorbă dușmănească, ci a luat mâncare și a întrebat pe câmp acolo la Dotan unde sunt frații mei. Care frați, mă frate, că dacă ăștia nu, nu spun nicio vorbă, o care, care frați, la ce frați te referi? Eu spune, zice, cum se îmbrățișează frații și rămân îmbrățișați. Adică arată o dragoste frățească, turnată și plantată de Duhul Sfânt în suflet, dacă îmbrățișați cu dragoste, numai pe cei care vă iubesc pe voi, vă aprobă pe voi, vă laudă pe voi, dacă faceți lucrul acesta, nu numai că nație și din lume, sunteți tot în lume, tot lumești sunteți, spune Pavel, dar păgânii fac la fel. Și păgânii sunt oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. vina lor e mult mai mică decât a ta care ți predici de la ambonul acesta și care trăiește asemenea lor dacă îmbrățișați numai pe cei care sunt din grupa voastră, din religia voastră, din asta, din denominațiunea voastră, e, numai, numai, dacă faceți lucrul acesta, asta este păgânesc. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și în lumea aceasta erau cei care înjurau de Dumnezeu, dar au fost iubiți de Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a înjurat înapoi, fiindcă ei înjură de Dumnezeu. Doamna nu face treaba aceasta. De la el să învăța. Urmați pilda lui Dumnezeu. Ne liniștea. Inima, în inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Iosif n-a avut așa ceva, dar nici n-a depins de așa ceva. El știa că Dumnezeu are un plan cu viața lui. Visurile pe care le-a avut nu erau ale lui, ci erau ale lui Dumnezeu care i-au fost date lui. Omul nu inventează sau creează visuri. Nu, i-au fost date de Dumnezeu, au fost vis, vise profetice și... Uh, el merge condus de steaua aceasta a Nordului, nu de atitudinea fraților lui. El merge și duce hrană pe când și întreabă unde sunt frații mei, liber de faptul că oamenii aceștia nici măcar o vorbă, un bună ziua, una, o atenție de un fel sau altul. El nu depindea de așa ceva. Aceasta este sfințirea pe care o lucrează Duhul Sfânt în viața noastră. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, scrie că pe aproape. Ce bună e o vorbă spusă la vreme potrivită, o vorbă bună. Aș vrea să spun, să ne gândim un moment la felul cum vom privi atitudinea noastră în anumite situații de la capătul celălalt. Fie ne vom bucura enorm că nu am dat curs răului și nu am multiplicat răul în viața noastră, fie vom trăi acea întristare, acea neiertătoare întristare a sufletului care l-a dus pe Iuda unde l-a dus. Vom trăi acolo. Întrebarea ar fi, chiar ascultam de une zi un cuvânt pe tema aceasta, întrebarea ar fi, ce ai vrea să vezi în viața ta când vei privi de la capătul celălalt? Imaginează-ți că ai putea să vezi viața ta și după. Nu vezi nimic, pentru că Biblia spune: Cei morți nu știu nimic. Dar nu putem să negăm faptul că viața noastră pe pământ are consecințe și după ce nu mai suntem noi în viață. Are consecințe. De aceea spunea: Fie bune, fie rele. De aceea îi spunea lui Daniel: Tu te vei odihni, dar aici se lucrează și te vei scula în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Adică vei vedea. În ce s-a transformat viața ta? Ce roade a dus până unde a mers? Au știut magii vreodată impactul darului lor? Nu. Au adus darul potrivit chemării și au atât tot. Au știut apostolii când li s-a spus veniți să vă faceți pescari de oameni? Au știut oamenii aceștia că numele lor urmau să fie scrise pe temelile noului Ierusalim? Nu s-au gândit niciodată. La fel și noi. Cuvântul lui Dumnezeu în această privință, ne spune că astăzi, acum, Eclesiastul spune, capitolul 9, în locuința mărcii în care mergi nu mai este plănuire, gândire, dar acum, tot ce găsește mâna ta să facă, adică bun, fă cu toată puterea ta că acolo nu o să mai ai putere. Și poate că ar vrea cineva să mai schimbe moștenirea pe care a lăsat-o, fie în familie, sau în biserică, sau în lume, ar vrea cineva să mai schimbe nu se mai schimbă nimic. David a fost cutremurat la, la vederea evoluției păcatului lui. Ce putea să facă? Deja scrie Solomon în Eclesiast, mă uitam de la fereastră, am văzut băiatul ăla pe strada femeilor necunoscute, cum se ducea ca un bol la măcelărie, nu judeca, a venit femeia care să dedea credincioasă de la biserică, vin de la templu, am adus o jerfă, hai la mine acasă, că soțul nu e acasă și și zici, mă uitam de la fereastră și am văzut lucrurile acestea și ce puteam să-i zic? Nu puteam să-i zic nici pentru că el era acolo. David a văzut caracterul lui reprodus în fiul său Amnon. Așa cum ai pus tu mâna pe Batseba, a pus Amnon pe ticăta. A văzut caracterul lui reprodus în Absalom. Așa cum ai omorât pe omul acela cu sabia fiilor lui Amnon, la fel fiul tău va omorâ pe fiul tău. Re... păcatul se reproduce. El nu stă pe loc. Nu se poate întâmpla o, o minune ca aceasta în care Neghina a aruncat într-un ogor să potrezească acolo. E Neghina, dar a... No, imediat iese și se înmulțește și crește împreună cu griul. Dacă ar fi să te gândești serios la viața ta, ce ai vrea să vezi când te uiți de la capătul celălalt? Ce ai vrea să vezi în viața ta care lăsa moștenire pe pământul acesta. Cum ai vrea să vezi copiii tăi mergând? Iacov era îngrozit. a văzut, băi băieți, ai lui criminal în masă. Au murit un oraș întreg, au intrat în casele oamenilor ziua la miază mare. Oamenii i-au murit, n-a rămas unul din tot orașul. E înșelat. Și el înșelase pe fratele lui. El n-a făcut o nenorocire de proporție. Ia da, ciorba, a luat una, alta. Păcatul în fiii lui însă se dezvoltase de o sută de ori. sau Cine poate să numere proporția? Păcatul nu stă pe loc. E seama ce vorbești în prezența copilului tău și cum te comport, și cum răspunzi, pentru că ăsta urmărește și nu că aude și vede. Ăsta e însămânțat în el. Rămâne în el. Tu nu mai ești, dar el continuă acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă să fim prudenți în privința aceasta, pentru că tot ce găsește mâna ta bun să facă, fă acum. Acum se poate face lucrul acesta. Se poate schimba direcția lucrurilor prin pocăință, prin dragoste un om își mult greu păcatul lui, adică dovedește schimbarea în aceasta constă. Ezechia are însă o atitudine de-a dreptul de nedorit și care nu duce la împlinirea acestei făgăduinți a vieții din Belșug și a zilelor bune. El prezintă tot ce are doar fără Dumnezeu. Nu menționează nimic cu privire la Dumnezeu. Uite cine sunt eu, uite ce bogat, îmbogățit, a arătat toate lucrurile acestea. Vine profetul Isaia și spune, știi ce înseamnă lucrul ăsta? Când prezinți tu cine ești, ce ai făcut, this is who we are, uite cine suntem noi așa, cum am văzut aici la team meeting, în momentul când, când vezi un lucru, când faci un lucru de felul acesta, consecința naturală nu este bătaia lui Dumnezeu sau pedeapsă. El nu bate, nu. Pedeapsa lui Dumnezeu e tratament. E cu totul altceva. Dumnezeu nu are... Mânia lui Dumnezeu este suferința lui Dumnezeu. Sunt, sunt departe lucrurile acestea de cele firești pe care le-am învățat noi de la tradițiile noastre. Dar Ezechia, după ce aude că prin urmarea faptului te a arăta toate fără Dumnezeu, este urmarea, este faptul că totul va fi luat. Absolut tot ce e în viața ta, în care spui nu e acesta Babilonul pe care l-am făcut eu, sau ai diverse expresii cu privire la una la alta, în care uiți să menționezi, n-ai uitat să te rog, Doamne ajută-mă să fac, și după ce le-ai făcut, s-a realizat totul, ai uitat să spui că te-ai rugat la cineva și Cineva a fost cu tine și te-a păzit și te-a ajutat să ajungi acolo. Ai luat atitudinea lui lui Nabal, ce? Mă interesează mai de fugarul ăsta. Păi, dar el, el te-a păzit, de aia ești în viață, de aia se întâmplă toate. O nu mă interesează de nimic, eu aduc de băut. Și a băut toată noaptea, am mâncat. Am luat această atitudine față de Dumnezeu. Urmarea unei astfel de atitudini este că absolut tot ce uh, s-a făcut în condițiile acestea în care Dumnezeu a fost scos în afară. Nu rămâne nimic aici. Deci va veni vremea când vor lua absolut tot. A, lucrul merge și mai jos, și mai greu. Ezechia spune: a, Cuvântul Domnului este bun. Bun cuvântul ăsta, că va lua copiii tăi, vor ajunge sclavii păcatului, ai nenorocirilor din societate, că vor lua toată bogăția Templului și a țării. E bun cuvântul ăsta? E bun. Spune el în 2 Reși 20, ce cuvântul Domnului pe care l a rostit e bun. Și a adăugat. Va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Acesta e idealul? Ce lași după tine nu contează? După tine potopul? Nu. Ce moștenire lași tu după tine? Va fi atac când te vei trezi. Tu te vei ridica în partea ta de moștenire. În ce a produs viața și sufletul nostru. Acum, iubiții mei, pentru că suntem la această răscruce și la această provocare și chemare a vieții, aș dori să aflăm izvorul tuturor binecuvântărilor lui Dumnezeu dintr-o viață din belșug și din niște zile bune și frumoase. Isaia, capitolul 9, versetul 7. El va face ca domnia lui să crească, domnia lui în viața noastră crește. La început a fost în cunoștință, în bună ziua, acum a crescut domnia Lui. El este domn peste cuvintele, purtările, gândurile noastre. Este domn al vieții noastre. Putem să-L numim domn. Domnia Lui crește și consecința, o pace fără sfârșit vine în viața și ființa noastră. Prea iubite Tată, îți mulțumim pentru darul Lui Dumnezeu, viața Domnului nostru Isus Hristos, pe care o cerem în dar pentru viața noastră. Te rugăm din suflet, Doamne, ca pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință, să ia în stăpânire viața și ființa noastră, să emane și să radieze în jur și să câștige alți oameni pentru darul păcii lui Dumnezeu. Și fă, Doamne, ca niciodată lipsa păcii și a sfințirii din viața noastră să nu ne împiedice de a vedea chipul lui Dumnezeu. Ajută-ne ca pacea și sfințirea care vin prin darul Duhului Sfânt la noi să fie cheia care deschide poarta cerului înaintea noastră în mâna aceluia care ține cheia lui David și binecuvântat în veci.